În cartea Proverbele, capitolul 4 cu 18, stă scris: cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând. Care din cele două primează într-o viață de succes? Caracterul sau competența? Este adevărat că atunci când vorbești de realizările unui om și tragi o linie la sfârșitul vieții lui, vezi clar mâna providenței, acel plan al lui Dumnezeu realizat prin circumstanțe, ajutor, uși închise și uși deschise, intervenția unor persoane. Dar acestea nu sunt totul. De fapt, toate acestea sunt partea lui. Partea omului care este? Încă din primele ore de școală mi s-a transmis ideea că pentru a realiza ceva în viață trebuie să înveți, să dezvolți darurile care sunt în tine, să muncești. Prin competență ți se pune pâinea în mână și devii om cu o meserie, un loc de muncă, un rost în viață. Iosif a fost unul dintre cei mai de succes oameni din istoria biblică. Era competent. Pe ce punea mâna a realiza? Potențialul lui era enorm. Din ultimul sclav a ajuns repede mai mare peste casa lui Potifar. Din ultimul întemnițat a ajuns supraveghetor peste închisoare. Proaspăt eliberat din temniță a știut să gestioneze cu succes economia unui imperiu timp de 7 ani și apoi criza care a urmat tot 7 ani. Câți nu și-ar fi dat demisia? Dar el a scos-o la capăt cu brio. Importanța competenței este evidentă, însă toate acestea stăteau în picioare sau cădeau în funcție de un singur lucru. Este un element care protejează competența, performanța, succesul, care le garantează, le păzește. Acel lucru este caracterul. Dacă Iosif, în plin succes în casa lui Potifar, ar fi păcătuit cu soția acestuia, se compromitea totul, poate ireversibil. Așa este și astăzi. Atâția oameni de succes, cu performanțe, se compromit, fie că este vorba de un adulter, un divorț, un dosar penal, un caracter fără cuvânt, etc. Da, competența este foarte importantă, dar caracterul primează până la final. Roagă-te ca Domnul să le ofere tinerilor care-ți sunt aproape caracter din caracterul său.